Bună ziua, oameni buni, eu sunt Sicario și bine v-am găsit la episodul cu numărul 10 din seria Bizon Changes. Vă mulțumesc pentru provocările puse și să știți că de fiecare dată când le pun în practică reușesc să mă facă să râd. Dacă o să vă placă și vouă, apăsați butonul de like și pe cel de subscribe dacă sunteți noi, pentru că mă ajută să continui ceea ce fac. Nu uitați să lăsați provocările în secțiunea de comments și da, să nu mai lungim și să spunem start provocărilor. Lootbox Gaming mă facă să mă duc la el în joc și să-i spun că sunt fanul lui. Da, hai că fac și pe asta. După cum puteți vedea, este online la ora asta și am find pe el. În câteva secunde o să ajung. Nu. Așa. Salut. Ce faci? Sunt fanul tău, NR1. Și-a dat seama. Te salut și eu, Ludbrock. Și da, intrați pe canalul lui că face videouri interesante. Slid RPG m-a provocat să mă duc la un civil și să-l întreb de ce are culoarea verde. Salut, da. Hai să îl întreb pe Andrei 1-1. Așa. Salut. Stai, așa. Pot să te întreb ceva? De ce ai culoarea verde? Săracu. Alo, nenea. Ps, băiatu, ai adormit? Nani, nani, cuiu, mami. Dar ce-ai făcut, mă, nene, mă? Probabil că nici el nu știe de ce are culoarea verde. Bă, o să rămână o mister asta. Chinai Capone mă provoacă să merg la CNLS și să stric vând CD cu manele. Băi, dacă nu știați, o să vă zic eu acum, manelele e viața mea. Deci, vă rog să nu mă judecați, fiecare cu plăcerile lui. Vând CD cu manele. Vând CD cu manele, am spus. Guță, salam. Salam alecu, Allahu Akbar. Jojo Rom a provocat să merg la un jucător random și să-i spun limbuțe. Băi, deci cum dracu vă vine asta în cap? Cum v-a venit asta în cap? Limbuțe, what the fuck? Sid 99. Ce faci, limbuțe? Deci el m-a strigat și nici nu răspunde măcar. Limbuțe. Nu răspunde. Nu răspunzi. Ia ce level are. 29. A. Serios? Eu te alint aici și ăsta mă întreabă dacă am mandat. Sunt rang 2, frate. Bawab mi-a dat 3 provocări, așa că eu o să o fac pe prima. Să mă duc la un jucător să-i spun post, nu mai ai ce faci. Păi, nu mai ai ce face, omule. Dacă zic odată că îți fac post, post rămâne, gata. Nu mai ai ce faci. Și acum o să-l întrebe, care e motivul? Ce vrei, bă, ce-am făcut? N-ai făcut nimic. Te relaxai într-o poziție nefirească. Hai să trecem la următoare provocări. În cea de-a doua provocare, eu va trebui să merg la un medic și să-l întreb, veterinare, a adus mâncarea de câini? Păi bă, să-mi bag joc de membrii fostei mele facțiuni îndrăgită, mă.
Păi ce? Cum se bate așa ceva? Da, hai să facem și pe asta. Hai să îl întreb pe Faust. Faust. Veterinare. Ai adus mâncarea de câini? Nu mai răspunzi acum. Bobițe. pliculețe. Da, mă, hai să trecem la următoarele provocări. În cea de-a treia provocare a lui Bawab, eu va trebui să mă duc la un civil de level 8, să-i dau $100 și să-i spun, ia o înghețată. Am find aici pe Cătălin, stai puțin, care de asemenea este civil și are level 8, o să-i dau acum cei $100. De fapt, hai să-i dau 500. Ia de aici, de o înghețată, este cam cald afară. Zi-mă mulțumesc! Așa, să crești mare. Mă rog. Cătălin, să crești mare. Bă, 17. Așa. Hai să trece la următoarele provocări. Cosmin Axintoaie mi-a dat și el o serie de provocări, iar eu o să o fac pe prima. Și anume să mă duc la jobul de fermier și... să-i spun la un jucător de pe aici să-mi ducă vaca la taur. Sunt aici la fermier. Sunt vreo 3 care muncesc, cred. Sau îmi duci și mie vaca la taur, te rog. E în călduri. Doamne, bă, ce provocări. Bun, atunci. Hai să trecem la următoarele. În cea de-a doua provocare, eu a trebuit să merg la jobul de tracker. Sunt deja aici și să rog un jucător de pe aici să-mi dea un tir, că al meu este stricat. Salut. Stai. Stai, bă, stai, bă. Serios? Auzi? Îmi poți da... Te rog, un tir. Al meu este stricat. Săracu tir. E un service de 10 luni. Ce să faci, România? Iar în cea de-a treia, eu a trebuit să merg la CNN să dau un anunț ca și când a schimbat BMX pe Infernus plus diferența de la ei. Am dat anunțul, se va publica în câteva secunde să vedem reacția jucătorilor. Am turn on. Da? Se pare că nu prea nimeni. Da. Nu iar din nou. Da, mă, da. Da, provocare. M-a prins. Busted. Mulțumesc, Blacky. Vă salut. Nu iar din nou, bă. Da, în cea de-a patra provocare, eu va trebui să merg la un taximetrist care stă la CNLS. Mamă, ce noroc am avut pentru că i-am găsit pe ăștia aici. Salut. Și să-i spun că vreau la CNLS. Deci, vă dați seama ce logică e asta. Mă duci și pe mine la CNLS. Te rog. Cred că Willis o să se prindă că e provocare, dar... Am zis că vreau să... CNLS sau îți fac post. Bă, CNLS, clar,
Am filmare. Da, mă, azi trece la următoarele provocări. Bă, deci uitați pe Willy, s-a speriat sărac. Lol. În ultima provocare, eu va trebui să cer un cal la un jucător, ca să dau un adu la CNN, apoi să plec și să-i spun cu plăcere. Sunt aici mai mulți jucători la CNN, hai să vedem pe cine alegem. Pe Aladdin. Aladdin, motherfucker. Dacă răspunde, Aladdin, dă și mie un cal, te rog, să dau un adu. Nu ai bani? Am 100 dolari. Am 50 dolari. Cash. Te rog. Ți dau înapoi. Am o nene, mă! Cu plăcere. Duchin mi-a lăsat și el o serie de provocări. Acum o să vreau să o fac pe prima. Să mă duc la un lider. Epical. Este aici Epical, lider Red Dragon Triad. Ce faci? Să-i spun că dau quit grup dacă mă bagă în facțiune. Auzi? Să știi că dau quit grup dacă mă bagi în facțiune. Nu se mai poate așa ceva. Este coleg cu mine. E și el helper. What the fuck? Nu că what the fuck. Serios vorbesc. O să vadă și el videoclipul, nu o să se supere sărac. În cea de-a doua provocare, eu va trebui să merg la un instructor și să-i spun că mi-am pierdut permisul să mi-l dea înapoi. Da, no hai. Am fight pe Cooper. Este și bugul aici. Salut. Mi-am pierdut permisul. Mi-l dați înapoi. Da, deci permisul puteți lua numai de la TMV, nu de la instructori. Permisul de conducere. Bagul ăsta nu s-a prins. Nu ai să trece la următoare provocări. M-am dus să beau și am borât în supermarket. Și n-ai plătit sticla? N-am plătit nici o sticlă și am borât în supermarket.
Cam asta a fost și cu episodul 10. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, apăsați și voi butonul de like. Dați un share prietenilor voștri și nu uitați să lăsați provocările în secțiunea de comments, pe care o să le selectez și o să apară în episoadele următoare. Așadar, eu am fost Sicario și let's play together. Baftă!